Deși se întreprind zeci de controle inopinate, iar poliția stă mai mereu la pândă de vechituri, transportul public din Moldova rămâne a fi un adevărat pericol pentru pasagerii săi. Un lucru confirmat și azi de către oamenii legii care au vizitat gara de nord din Chișinău. Practic, din 30 de microbuze verificate, la toate au fost găsite diferite defecte, fie tehnice, fie legate de exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizația de rigoare sau a lipsei raportului de inspecție tehnică a unităților de transport. Astfel au fost întocmite 11 procese verbale cu aplicarea unor amenzi simbolice de până la 750 de lei și 3 puncte de penalizare, iar 3 microbuze au rămas fără plăcuțele de înmatriculare și neadmiterea la rută până la înlăturarea neajunsurilor depistate de polițiști. Precizăm că pentru asigurarea securității persoanelor în timpul călătoriei, oamenii legii vor continua să fie cu ochii pe șoferii și administratorii de rute, cel puțin așa susține poliția.